Cu toate că are sălile pline la fiecare spectacol, iar la finalul acestora, ropotele de aplauze nu se opresc decât după minute bune de la lăsarea cortinei, cu toate că în turneele sale din țară sau din străinătate, oamenii vin tocmai de departe pentru a-l urmări sau pentru a-i cere autografe, cu toate că este cunoscut și iubit, cu toate acestea, la vârsta de doar 60 de ani, a decis să se retragă de pe scenă, spunând că părăsește Teatrul Național pentru a reveni în sufletul poporului român. Vestea a căzut asemenea unei cortine la finalul unui spectacol frumos, terminat însă parcă prea devreme, brusc și lăsând multe semne de întrebare. De ce s-ar retrage de pe scenă un actor iubit de către public? Nu doar ca artist, ci și ca scriitor, nu doar ca om de scenă, ci și ca o puternică voce socială. Să fie o coincidență că a ales să se retragă cu doar două zile înainte de Ziua Națională? Asta după ce, în spectacolele sale, a încercat să promoveze ideea de identitate națională sau, în toate cărțile publicate, să vorbească despre sufletul românesc? Ei bine, acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care sper să găsim astăzi, împreună, răspunsuri de la invitatul nostru, nimeni altul decât maestrul Dan Puric, cel care pe data de 29 noiembrie, la finalul piesei Idolul și Ioan Anapoda, a decis să părăsească scena spunând: plec, dar iau Teatrul Național cu mine. Lor le las doar clădirea. Maestre, vă mulțumesc că suntem astăzi împreună, deși recunosc că mă încearcă sentimente contradictorii. Pe de o parte, e bucuria revederii. Pe de altă parte, acest scenariu este unul destul de trist. Nu e un scenariu, este o evidență. Mi-a plăcut lucrul acela că cu o zi înainte de Ziua Națională, sau cu două zile, oricum retragerea mea este una de tip igienic. Are, cum să zic, o dimensiune sanitară și pentru mine și pentru restul de public inteligent. Dar cu ziua asta de 1 decembrie, ea nu mai de mult o zi națională, a devenit internațională, mai bine zis internaționalistă. Mi-aduc aminte de ce a spus domnul Florin Constantiniu, academicianul, istoricul, Dumnezeu să-l odihnească. Erau cu 9 mai ziua Europei. Și mă gândeam, zic, băi, parcă pe 9 mai a fost bărbatul ăla de stat extraordinar cu Găniciunul, care a zis: ce suntem noi acum? Suntem o națiune de sine stătătoare, independentă. Și noi sărbăm ziua Europei. De ce mi-am adus aminte de Florin Constantiniu, de domnul academician? Ce curaj și ce onestitate. A zis, bă, dar ce mi-a dat mie Europa, domne? Mie, ce mi-a dat Europa, zice el, în 45? Mi-a dat comunism. Mi-a dat pe o hârtiuță, deci nu mi-a dat absolut nimica. Deci ăștia nu mai aveau, să zic, că 9 mai, ziua independenței românești, el tot o trăgea cu ziua Europei. Și acum, cum ziua națională a devenit din ce în ce mai internațională, sigur că anul trecut am înțeles că soldații români nu au luptat pentru România mare acum, au luptat pentru minoritățile sexuale și pentru drepturile lor în România, pentru că tot anul a fost să facem referendum pentru familie, adică să ne întrebăm, să ne uităm în oglindă și să vedem dacă nu ne crucificăm normalitatea. Parșivenie, minciună de ultimă speță, o diversiune ordinară care să ne îndepărteze de natura noastră. Nu sunteți prea dur? Cum să zic, adevărul poate să fie dur pentru cei care nu suport. Pentru cei care, cum să zic, au nevoie de așa ceva, zic, Doamne, în sfârșit, mai respirăm și eu o gură de oxigen. Ne-am învățat cu impostura. Ne-am învățat cu lanțul ăsta de biciclete pe care l-am votat, la care pedalează altcineva. Ne-am învățat să nu mai fim noi înșine. Nu mai avem curajul să fim noi înșine. Și acum, sigur, eu am ieșit la pensie pentru că am considerat, anticipat, că este bine așa. E o altă lume. Înainte era Cântarea României, o chestie spusă de Alecu Rusu, dacă nu mă înșel, și compromisă de comuniști. Acum este Cântare Comunității Europene. E clar că este o ideologie sinistră, de, cum să spun, patologică, care trebuie pusă și în scenă. Și ea se manifestă cum? Să știți că sunt domenii care nu prea suportă nici mediocritatea, nici patologia. Teatru,
Teatrul are legile lui fantastice și mai ales Teatrul Național. Resping, zidurile resping impostura, pornografia. Și din moment ce se umple totul cu mediocritate și pe cealaltă cu proxenetism, care este bine camuflat de libertatea de expresie artistului, vreau să știu și unde este libertatea de expresie artistului și unde începe promiscuitatea și libertinajul. Ce mai interesant, că am uitat acum, nu știu, de exemplu, Romeo și Julieta, unde s-a pus și pe la Național și în altă parte, nu mai ține la public, pentru că sunt incapabili și regizorii și actorii de sentimentul de iubire. Când cade o societate? Care sunt simptomele când cade o civilizație? Când se sexualizează iubirea, pornografiindu-se, și când începe derizoriu. Derizoriu. Era Nicolae Cabasila, marele scriitor patristic din secolul XIV, și vrea de derizoriu. Mari gânditori, Hegel, Nietzsche, spunea cum a căzut civilizația greacă, antică și cea romană. Prin derizoriu. Prin promiscuitate, prin vulgaritate și pornografiere a societății și prin derizoriu, bășcălie. Acum, sigur că m-am retras, am avut așa un soi de sentiment că odată cu mine în inimă mi-a trăsărit George Calboreanu, Vraca, Gheorghe Dinică, meșterul Beligan, Ovidiu Moldovan, sufletul ăsta extraordinar, eternitatea aceasta a teatrului, care ei niciodată nu s-ar fi gândit că pe scena teatrului se vor pune asemenea lucruri. O lume modernă, nu-i așa? Este o lume la care, cum să zic, eu nu m-am putut și nu mă pot adapta. Aici îmi aduc aminte de o remarcă, cred că am mai spus-o, dar este foarte bună. Era o țoapă din perioada comunismului, îi lua interviul marele actor Emil Bota. Și era un tip de o metafizică, așa. Parcă din altă realitate. Știu că la un moment dat l-a certat un activist de partid, a strigat la el și a tăcut așa, a stat. Și la un moment dat l-au găsit singur pe Bota pe scenă și l-au întrebat: maestre, ce faceți aici? Ce? Și că a fost aici o pereche de pantaloni nervoasă. Era activistul de partid. Bun, și l-a întrebat tantia asta, zice: tovarășe Emil Bota, în primul rând că nu mergea cuvântul tovarășe lângă, dumneavoastră ați interpretat tot timpul personaje de intelectuali inadaptați. Și a zis: cum ați spus, domnișoară? Intelectuali, pe cine am interpretat eu? Pe ați interpretat pe prințul Mâșchin, pe Hamlet, pe Don Quixote? Da, inadaptați. La ce să se adapteze, domnișoară? Așa și eu, că tot am interpretat pe Don Quixote. La ce să mă adaptez? La noile directive culturale, culturnice? La ce să mă adaptez? La un public care a început să guste cu ferocitate din ordinăria de stand-up comedy, de promiscuitatea aceasta în care vulgaritatea a ajuns la cote maxime până la pornografie? Păi să vedeți că sunt cumiile care cumpără mitocanul român cu bani, are nevoie de hrană. De genul acesta. Bietul public din România, cu inteligență, cu coeficient de sensibilitate, e și el un refugiat. Din fața lui nu m-am retras. M-am retras din fața... Adică trebuie să știi, nu este o fugă. Mie îmi place foarte mult... Eu consider că poporul român, poporul, nu populația bezmetică, totdeauna am făcut diferența asta, care nu e a mea, ea aparține marelui gânditor Constantin Noica. Dacă ne aducem aminte de intrarea împăratului Valens, a avut o luptă cu goții așa prin zonă și când s-a întors prin Constanța, care era Tomis, atomitani, și a intrat în biserică. Vai, reacția este fantastică, e caracteristică pentru poporul român în esența lui. Și s-a apucat să zică Sfântul Episcop Bretanion de teoria aia ariană, că Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu, că este om. Și episcopul a ascultat, că era împărat. Că și cum i-a ascultat pe ăștia cu fața asta de Macron de la Comunitatea Europeană. Anonimi ăștia, mediocri ăștia, care tot impun o supra-realitate. Și l-a ascultat episcopul. Ce să facă? Și a zis: Măria ta, cum e fi zis? Nu e așa. Că a fost sinodul ăla din Nicea și totuși, te-l-a luat cu vorbă bună pe băiat. Și ăla nu și nu.
Și atunci reacția a fost fenomenală, domnule, a creștinilor. Au strigat în cor: Arianule! Ca și cum noi i-am strigat acum în cor la maimuțele astea care ne guvernez. Tare de tot! Ce căutați, băi? Dom'le, și au plecat din biserică. Au plecat pe ăsta, pe Bretaniu l-au arestat, i-au pus mâna pe bâte și l-au eliberat. Au întrebat: unde vă duceți? Ne ducem în biserica unde împărat este Iisus Hristos, unde a intrat, mă. Așa și eu, mă duc și eu într-un teatru unde este bunul Dumnezeu și este Duhul Teatrului Românesc. Teatrul Românesc te înclin, domnule. Este un altar, este o jertfă fantastică. Nu pot să... Și eu jucăm așa la barbut, schimbăm ideologiile ca... Adică are dreptate Mark Twain când a zis că oamenii politici trebuie schimbați precum scutecele la copii din aceleași motive. Zilnic. Așa și eu. A fost un act de igienă. Și cum le-am zis, le-am lăsat clădirea. Să le urez succesuri, ca să dăm citate celebre. Niciodată nu v-am văzut atât de înverșunat împotriva ceea ce se întâmplă în zona artistică. În zona politică sunt cunoscute pe undeva, da, opiniile noastre, dar de data aceasta faptul că aveți o reacție atât de virulentă cu privire la ceea ce se întâmplă pe scena Teatrului Național. Încercați să vă duceți, uitați-vă pe stradă să vedeți afișele colegilor, ce piese tratează. Nu mai spun că sunt pe mâna unor impresari care nu sunt, n-au nicio legătură cu cultura, îi vând așa ca pe... Uitați-vă la cum sunt, unde sunt afișele puse, calitatea afișelor și ce piese joacă. Ce, la ce vine spectatorul? Numai să se hlizească? Că spunea, numai pentru ce zicea bietul Mihai Eminescu, dorul binelui și interesul de slavă. Și teatrul care nu mai să placă, ci să fie de folos, la actul retragerii mele, m-a impresionat, nici nu m-am așteptat. Au venit studenți de la sociologie, aduși de domnul profesor Baltaziu, și au pus un cerceaf mare cu citatul acesta din Eminescu, cutremurător. Că teatrul care să folosească, nu numai să placă. Au pus acolo săraci, ce tineri de o calitate extraordinară, m-a surprins. Deci există în poporul român o reacție nemaipomenită. Ea este minimală. Păi cum să nu fiu? Eu nu trebuie să păzesc. Actul artistic este asociat întotdeauna și cu educația unui popor, cu modul în care această societate este cultivată. Pentru că văzând ceea ce se întâmplă astăzi, ne putem gândi ceea ce vom avea peste câțiva ani de zile mai târziu. Spiru Haret. Țara de mâine este școala de astăzi. Ce face școala? Uitați-vă ce, cum să zic, că suntem în postul Crăciunului. V-ați gândit vreodată la lucrul ăsta că bietul, între ghilimele, minunea asta a marii nevinovății a lui Iisus Hristos, când a coborât pe pământ, era într-un infanticid. A fost Irod, bestiola aia care au omorât copii, nu? De la 2 ani în jos. Deci, într-o baie de sânge a venit Mântuitorul. Ce se întâmplă astăzi? Am discutat acum arte și vorbim de nivel educațional. Ce se întâmplă astăzi în educație? Știți că ne așteaptă un program de reeducare a României. Chiar s-a și spus, de reeducare a României. Un proces educațional. Ia să ne gândim că pe lângă orele de religie, în paralel vor apare orele de educație sexuală. Deci, pregătim un copil schizoid, traumatizat, da, cu libertățile omului, cu libertatea, cu teoria transgender, cu toate aceste patologii băgate sub semnul democrației, sub semnul libertății omului. Eu mai țin conferințe pe la medici și le spun, de ce nu aveți punctul acesta, nu punctul de forța aceasta să păziți? Mina Minovici spunea, mare medic de medicină legală, Mina Minovici, a spus că medicina este o chestie de sănătate fizică, dar și de sănătate morală. Haideți să vedem unde duce acest învățământ paralel. Cum va recepta opera de artă copilul care de la clasa 3-a, 4-a este traumatizat cu patologii sexuale în numele libertății și acceptării? Acceptării a ce? Pentru prima oară în România este crucificată normalitatea, bunul simț și matca acestei țări.
Și cum să nu te revolți în fața acestui lucru? Un artist este o conștiință, o conștiință este un paznic. O mamă se revoltă. Le-am spus, sunteți mame, mâine pâine veți intra în circuitul acesta. De reeducare României. Uitați câtă bunăvoință are demonul în toată chestia aceasta. Și atunci teatru, domne, teatru nu este o instituție moralizatoare. Nu este pudibonde și în toată chestia asta. Are libertate de expresie. Dar nu este o latrină. Libertatea aceasta are o responsabilitate. Ea trebuie să înalțe, să, cum să zic, ne aflăm. Grigorie teologul a scris ieri la ora 2. În perioada, în secolul 4, când, cum să zic, se sedimentaseră ritualurile creștine, atunci a început proxenetismul cel mai tare pe scenă. Au început să blasfemieze pe scenă tainele creștine. Și atunci, cum să spun, Sfântul Grigorie teologul a spus, spectacolul în care suntem nu mai este făcut nici pentru îngeri, nici pentru oameni, ci pentru ultimii indivizi de pe suprafața Pământului. Este perfect astăzi. Numai că atunci, în plină, de multe ori le mai vorbesc de condiția înaltă, triada care era, cum să zic, cea mai alungată din biserică, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, era flautistul, cortezana și mimul, pentru că își băteau joc pe scenă de anumite lucruri. E, atunci, pe terenul dușmanului s-au născut mari mimi sfinți, Sfântul Porfirie, Sfântul Ghelasie, Sfântul Ardalion, care au transfigurat batjocura în botez. Când iau, cum să zic, a căzut pe ei, ca să zicem așa, Duhul Sfânt și s-a întâmplat o transfigurare extraordinară. Noi suntem exact în același unghi, numai că unghiul acesta nu mai este cel al păgânilor, cei care calcă arta românească în picioare, care calcă condiția românească în picioare, nu mai sunt păgâni. Păgânii credeau în Poseidon, credeau în Zeus, toți se rugau, aveau o transcendență. Ăștia cred în ban. Ăștia cred în ceea ce este mai abject, ceea ce este mai, cum să zic, nici în ban, în interesul imediat. Și atunci, cum să zic, este o stârpire a normalității fără precedent. Dacă te uiți în istoria teatru, nici comuniștii n-au drăzit, domnule. Comuniștii ideologizau. Făceau piese cretinoide pentru asta, cu activiști de partid, cu eroii ai muncii socialiste, cu... Da, îmi permiteți o întrebare. Este vorba de o nemulțumire pe care vi-o asumați la modul personal sau este vorba de o nemulțumire colectivă care, iată, este exprimată prin prezența noastră aici? Eu nu pot să garantez pentru alții. Eu vorbesc despre rana mea. Despre rana mea și strig. Iar rana mea nu este rana lui Dan Puric. Este rana acestei țări profunde. Lucrul acesta vi-l pot verifica. Dar nu pot să fiu purtătorul de cuvânt al colegilor mei artiști. Dacă ei au de gând să fie, nu pe părerea asta, pe atitudinea aceasta salvatoare, să schimbe poziția. Radical. Aici este problema. Un artist este responsabil, eu așa am învățat de la maestru meu din Rădulescu, de ceea ce dă pe scenă. Este ca un părinte. Nu poți să spui copilului în casă prostii și porcării în faptul că îl călești pentru viață. Nu ți-a zis nimeni să-l crești într-o chestie. Aici este vorba de pedagogie. Pedagogie înseamnă în traducere etimologică cum îți conduci copilul. Comenius, cel pe la 1600 și ceva, care a produs primul tratat de pedagogie, a spus cum este viața, așa este și educația. Păi dacă viața este de tip ordinar, din spațiu intim, până la spațiu teatral și la spațiu politic, cum este educația? Și atunci trebuie să avem paznici ai ființei. Nu? Trebuie să tragem semnalele la. De ce, domnule, faci porcăria asta pe scenă? Abjecția asta. De ce, domnule, propui reeducarea poporului român? Să-l reduci de ce? Să-l scoți din matca lui creștină, a normalității? De ce vorbești, domnule, de toleranță când, de fapt, am început eu să mă simt tolerat eu în normalitatea mea și, cum să spun, în ceea ce fac? Să înțeleg că dacă această perspectivă răsturnată să aruncăm la gunoi toată istoria teatrului românesc, să aruncăm la gunoi toată istoria acestei țări.
Cine este paznicul conștiinței naționale? E vreo ideologie cretinoidă de genul acesta? Sau este biserica? Cine ne-a ținut pe noi 2000 de ani? 2000 de ani, cine ne-a ținut pe noi? Păi vă spun următorul lucru. Nu știu dacă nu l-am mai zis în emisiune, că tot a trecut 100 de ani, de la 101 ani, de când au murit bieții de ei ca să fie țara asta mare și întreagă și demnă. În tranșee intrau preoți. În tranșee erau mulți analfabeți. Le citeau sau îi puneau să citească. El acolo cu pușca de la 1877, când se uita în zare din mormântul ăla, cum zic, care era un preludiu al morții lui. El știa că moare, că nu putea să facă față la monstru, la german sau austro maghiar care era acolo, știa că moare. Dar preoții citeau. Ia să vedem, domne, ce citeau ei? Ce citea preotul român, domne? Citea de ideologie, de ceva. El îi citea așa, despre Alexandru Ioan Cuza, ca să știe că a fost un precedent de unire, să aibă un tonus moral, îi citea despre călindarul sătesc. El vrea să știe care este sfântul când moare. Care este, Dumnezeu? Înainte ziua nu era vagabondă ca acum. Avea un sfânt. Și vrea să știe, păi, când mor eu pentru țară, bă? De sfântul Nicolae, de sfântul Ermolae, de care sfânt? Și trei, patimile Mântuitorului. Și când vedea, cum să zic, furia aia umanității împotriva celui mai mare nivel învățat al lui Iisus, îi prindea putere pentru că știa că moartea lui n-are semnificație vis-a-vis de cel care s-a sacrificat. Am dat chestia asta, atunci era educație. Era pe front, biserica a fost acolo. Nu mai spun că jigodii au fost și atunci și acum. Folosiți un limbaj foarte dur. Nu, e trezitor. Ioan, nu sunt Sfântul Ioan Botezătorul, dar știu că n-a zis stimați cetățeni, a zis pui de năpârci, ca să se trezească, nu ca să insulte. E așa, lichele, de ultimă speță, cum avem acum, au fost și atunci. Dar nu lichele le-au făcut România Mare. Să vă dau un exemplu. Ăștia care trăgeau cu opincile și cu pușca acolo, cu preotul acolo, ofițerii, generalii, oamenii mari, cum să zic, politici care i-am avut la vremea respectivă și care astăzi nu-i avem deloc, erau dublați de lichele. Erau, dar nu aia a făcut România Mare. Am citit un articol al lui Panfil Șeicaru, zdrobitor. Eu n-am știut că după primul contraatac care l-au, adică ne-au făcut contraofensiva austro-ungară, ne-au făcut praf, că noi, dacă ne-au lăsat singuri, prietenii noștri europeni și atunci ne-au lăsat singuri, ne-au făcut praf. Au dat ordin guvernul de atunci ca ăștia care au fost îngropați de urgență să fie dezgropați și să se refolosească uniformele, domne. Adică scoți din groapă soldatul român și îl arunci gol. Și au zis, săranii, măcar lăsați-ne izmenele pe noi, ca atunci când vom fi în fața lui Dumnezeu, să nu fim goi. Dom'le, cum ai spătit noi poporul ăsta? Păi atunci, sigur, cum să zic, atunci am avut și oameni politici mari. Astăzi pe cine avem? Sub specii de 30 de ani plus 50 de ani de comunism. Un om de stat, un om care să fie responsabil, un om de stat este responsabil, este paznicul conștiinței naționale. Nu este negustorul conștiinței naționale, cum fac ăștia, ne-au băgat pe tarabă. Ăștia ne-au băgat pe tarabă. Unde ne vindeți, mă? Păi, pe la comunitate, pe acolo, vedem, ce mai găsiți și le. Ce vreți, mă? Ia schimbați-vă, mă, și originea, și sexul, și identitatea. De ce? Când păi, spuneți că cineva ne-a vândut, aveți pe cineva în minte sau puteți să dovedim? Pe toată această abjectă clasă politică care de 30 de ani... Da, dar nu puteți să-i băgăm pe toți la un loc. Ba, de ce să-i băgăm? Dați-mi și mie în 30 de ani ce s-a făcut pentru țara aceasta. Au aruncat 6 milioane pe fereastră, afară. S-a distrus tineretul, că săracul ăștia tineret, el vrea o țară ca afară. El este incapabil să-și credească o țară pe temeliile ei, pentru că nu cunoaște temeliile, săracul. El vrea ca... Ce e afară, mă? Uite și tu ce este afară, că la nivel de condiție umană. Am văzut o chestie de antropologie, domnule.
au făcut ăștia cu festivalul Rantol, șmechirii din astea ca să atragă, i-au dus pe ceterașii din Maramureș, că sunt formidabili. Și cântau pe cine și ăia stăteau cu mile și uitau pe telefon, habar n-am. Erau vreo 6 fete care dansau pe acolo. Habar n-am, erau morți, erau inerți. Ei își dădeau SMS-uri. Și când a început, a ieșit Ascaridul ăla să le mute alea, au început să se miște toți. Pentru că începuse să vibreze la cetera aia de Maramureș și nu mai vibrau. Asta a făcut clasa politică. A distrus organul de vibrație prin educație, prin arte, prin orice. A dat voie să se facă ceea ce în medicină se numește un spațiu de receptivitate morbidă. Numai cu cine să stai de vorbă. Dacă tineretul de astăzi este săracul de el, zăpăcit, dezorientat, este că i s-a furat de mult busola. El nu a mai fost cultivat. Știți ce se întâmplă? Ați văzut un cablu, uitați cum e aici la televiziune, e un cablu electric, ăsta are o chestie de cauciuc. Ăla, pe dedesubt, e curentul electric care merge. Așa este la fibra nervoasă. Fibra nervoasă are o teacă, se numește de mielină. Și atunci impulsul nervos se duce pe teacă unde trebuie. Dacă ai scos teaca, el se difuzează. Ăștia ne-au luat teaca de mielină. Teaca de mielină era credința. Știți ce înseamnă teacă de mielină? Credința. Când a fost Vinerea Mare, spune Prințesa Alexandrina Cantacuzino, minunată chestie. Prima Vinere Mare după Unire. Din Bucovina până în Banat, Ardeal, toți au zis Hristos a înviat. Mi-a zis o tânără că a zis Hristos a înviat și un tânăr a zis știu și eu. Bine, mă, uite-te în oglindă, mă. Știu și eu. Teaca de mielină, adică credința, se transmitea tot. Nu că ăștia vor spitale, nu catedra, ca și cum se zic, catedrala a luat locul spitalului, care sunt aceiași bani. De unde au ieșit unii ăștia săraci? Că unii sunt tineri săraci, n-ai, cum să zic, pun gâtul jos că au avut bună credință. Dar au fost confiscați. Au fost confiscați de ce zicea, cred că Isaac Siru, cu 300 de ani după Hristos, la sfârșit obraznicul va lua puterea. Obraznicul se va deghiza, va lua din garderoba duhovnicească mila, filantropia, tot ce vrei, va fi blând. Zice, lăsați, că vă fac eu. Am eu grijă, vă fac și spitale, vă dau și drepturi, tot ce aveți, avem milă și de minorități, de tot ce vrei. Protezează, dracu, face și el al doilea, al treia, al patrea, ca Dumnezeu să te dispară, lasă ce e Iisus. Și zice, până te prinde de gât și te sufocă. Este minunată chestie, este cutremurătoare, Dumnezeu, vremurile din urmă. Și le trăiesc și văd panoramele astea care vin și, cum să spun, tot au gânduri bune cu România cu... și mai contaminează și pe ăștia. Știți că devine acum, e alergic să spui că ești creștin, patriotismul este de suiet și au etichete, na, îi văd așa cum stau, de cușori mici cu naționalistul, populistul, suveranistul, talibanul. A făcut rost de etichete, am învățat să scuipe. Și, domnule, nu, am un discurs mai liber, mai degajat, mai european. Și am vorbit cu europenii, m-am întâlnit cu niște alsacii în vara asta. Mă, voi sunteți mai revoluționari, așa, mai alsacii. Aveau și mi-au și arătat le gilet jaune, aveau gecile alea oranje. Mă, dacă sunteți așa de revoluționari, că văd că dați... Cum ați accepta, mă, la nivel de Constituție, ca în școli, să nu se mai zică mamă și tată, zici părinte 1, părinte 2? Băi, ăla lasă, e pa posibil, una discutesa. Bă, lăsați una discutesa. Cum ați accepta, mă? Că dacă mă duc aici la ultima, la dernier baba de peizăm rumă, ultima babă, aia nici nu gândește care e părinte 1, părinte 2, zic. Și zic, a stabilit, mă, care e 1 și 2? Mă, ați stabilit care e părintele 1 și 2, că zic că doamna este 2 sau 1, că tot discriminare este. Cum ați acceptat așa? Bă, noi suntem marginea europeană. Mă, noi nu o să acceptăm niciodată așa ceva. Poate o să accepte improvizațiile astea care sunt pe la tumora asta, care se numește guvern, care sunt oameni politici. Ăștia, dacă tumora malignă este prima care pleacă, așa cum să zic, halucinant și haotic, se multiplică. Știți că celulele cancerigene n-au memoria țesutului sănătos. Sunt rebele. Ele sunt, și ăștia n-au memoria. Ce întreb de martiri, de care, mă? În drum spre asta mă gândeam ce ar fi fost, domne, să mă duc eu pe la o demonstrație asta pe stradă și să le strig Gherasim, Iscu! Poftim?
Iustin Pârvu, Calinic Caravan, Ioan Ianolide. Ce sunt ăștia, mă? De la Hambal. Și atunci s-a dus tot. Cu permisiunea noastră, o să revenim după o scurtă pauză, să oferim și răspuns la aceste întrebări. Maestre, trebuie să recunosc că prima parte a emisiunii a fost una dintre cele mai dure pe care le-am ascultat până acum în toate întâlnirile noastre. Doamne ajută! Au fost momente în care am vrut să vă întrerup, au fost momente în care am vrut să intervin atunci când ați folosit termeni duri. Pe de altă parte, trebuie să recunosc că în același timp există la nivelul maselor o destul de mare frustrare și acest lucru trebuie spus cu privire la modul în care societatea românească a ajuns, la modul în care politica a ajuns să conducă în România. În mod firesc, nu acesta ar trebui să fie subiectul discuțiilor noastre, pentru că suntem la o emisiune care se numește Realitatea Spirituală, numai că, din păcate, toate aceste lucruri pe care le-ați amintit afectează pe undeva și sufletul. Pentru că, până la urmă, trupul trăiește și din modul în care sufletul reușește să-i ofere acea energie de care are nevoie, nu invers. Eu sunt copil de medici. De multe ori în procedura în camera de gardă la sinucigași, când se trezesc, le trage două palme. Nu ia nimeni dulce. Dar tocmai pentru ca să îi trezească, să-i aducă. Sunt situații în viață în care terapia trebuie să fie șoc. Eu nu am avut aici o duritate ca să jignesc pe cineva. Eu aici am avut o, dacă vreți să zicem așa, o duritate ca să trezesc ceea ce se mai poate trezi, reflexul acesta al normalității. Avem de-a face cu un popor român inhibat, săracul, altul plecat într-o convertire străină de natura lui, iar aici, când pui un diagnostic, trebuie să găsești și terapia. Dacă nu ne vom întoarce, în ultimă instanță, ce fac ideologiile? Ideologiile strânesc interese. Interesele sunt veșnic în opoziție și sunt divergente. Ce face credința? Adună sufletele. Și numai că adună sufletele, le dă puterea să răzbată prin greutăți. Iar eu aici am fost tocmai ca să elimin această zgură, cum să zic, nenorocită, care a început să acopere sufletul acestui popor. Cu diferite pretexte. Este un lucru, așa ca și ieșirea mea din Teatrul Național, de igienă. Poporul român trebuie băgat într-un soi de carantină sufletească. Să nu mai aibă contact cu lucrurile. O să zic că, dumneavoastră, ești un izolaționist. Ești un om care vrei să te închizi. Întrebați medicii când se face carantina. Carantina se face când sunt bolile molipsitoare. E necesară. Noi acum avem boli. Boli sufletești. Și nu are ce să ne apre. Le luăm de la român la român. De la om la om. De la mentalitate la mentalitate. Credeți că suferă cineva după faptul că lucrurile de calitate în România au dispărut? Nu. Pentru că s-au obișnuit cu ultimul nivel de existență. Dar vedeți, aici mai există și liberul arbitru. Și fiecare are posibilitatea să accepte, să îmbrățișeze sau să respingă aceste lucruri. Categoric. Dar și liberul arbitru, eu când am și vând în piață ceva, omul cumpără ce vrea el. Dar de ce să bag în alimente și o travă? Nu este o crimă? De ce vindeți roșii care sunt injectate și care în 2-3 luni produc decesul? Da, eu poate vreau. Da, dom'le, foarte bine. Cineva mi-a zis că drogul în Olanda s-a lăsat la liber pentru că nu mai făcea față poliția.
Dar de ce? Pentru că făceau crime, nu mai puteau să ocupe de crime, se ocupa de droguri. Și atunci au zis, ne ocupăm mai de crime, restul luați. Dacă ești responsabil pentru copilul tău, pentru societatea în care trăiești, nu toți oamenii au spiritul de discernământ. Nu toți oamenii au spiritul de discernământ. Nu toți oamenii, cum să zic, pot să decidă în mod, cum să zic, dacă vorbim și mutăm chestia într-un spațiu medical. Cineva spunea, că domnule, am ulcer și că îi zicea doctorul, mai merge o vodcă, o... Domnule, nu înțelegi că nu mai merge. Eu la săracul era mentalul ăla de jos. Nu mai merge, că poți să faci un ulcer perforat, poți să faci ceva, o hemoragie. Dar merge, domnule. Adică, merge, domnule, și în România merge și chestia asta. Dar zici, dar cine ești dumneata să zici? Și dacă toți ăștia care vor să bea vodcă și palincă pe ulcer sunt mulți, ei decid pentru stomacul acestei țări. Că este liberul arbitru. Unde se oprește liberul arbitru? Totuși, și copilul de 5 ani, când se decide? Că tot s-a băgat legea eutanasiei, nu știu, prin Belgia, prin Elveția, copilul de la 10-11 ani poate să decidă dacă se eutanasează, părinții nu mai au autoritate. E liberul arbitru, categoric. Unde începe conștiința? Ce este conștiința? Conștiința, zice, Ava. Conștiința asemănă cu îngerii? Nu! De ce? Pentru că îngerii nu dorm niciodată. Immanuel Kant spune că Tribunalul Suprem din om este conștiința. Ei, eu cunosc un analfabet care este peste Immanuel Kant. A patru clase primare se numea Părintele Cleop, care a spus o chestie genială. A zis, conștiința e pârâșul nostru la Dumnezeu. Da, pentru că nu tu ești instanța supremă. Este Dumnezeu. E un pârâș care te spune, uite ce ai făcut Dan Puric. Uite ce ai făcut Nea Caisă, care ești președintele țării sau prim-ministru sau ce ai fost. Uite ce faci Nea Vasile, care ești director de teatru. E pârâșul. E chipul lui Dumnezeu din tine, nu este chipul tău. Știi că diferența aia între Freud și Stăniloae, ești uriașă, domnule. Ai văzut la Freud ce este umorul? Este narcisismul dus supradimensionat și sfidarea majorității. Ai, Iure, n-am înțeles nimic. Părintele Stăniloae, umorul este o nouă rânduială care îl pune pe om într-o rânduială superioară și dă nădejde. Cea mai frumoasă definiție zice demitizarea propriei persoane sau adversarului cu ironia înmuiată în umor. Deci nu ironia, ironia e rea, n-are inimă. Cu ironia înmuiată în umor relativizează isprăvile omului, dar niciodată intraductibila taină a persoanei. Unde e limita? Deci limita râsului, el demitează persoana, adversarul, cu ironia înmuiată în umor, isprăvile lui, ale omului. Dar niciodată persoana, nu-ți bagi joc de taina omului. Ceea ce se întâmplă în România, își bat joc de taina poporului român. Și atunci ce să fac? Să zic, e posibil, ar trebui să dăm un ton mai cumințel în care să vedem, iau o părere. Tot timpul dau pe fizicianul ăla, când a zis un om genial, un om inteligent are o mare perspectivă, altul mai puțin, altul mai puțină, până la ala care are o părere. Și atunci distrugi o perspectivă creștină a unui neam pentru o părere. Are și ala, și Neafane are părere. Care este posibil? Și are și liber arbitru, domn. Are liber arbitru și dacă îi spui, domnule, e greșit pentru tine, pentru tine Neafane e greșit. Nu e discriminare în Neafane. Lăsați să conducă. Știți că Vrac a făcut Hamlet, nu șeful mașinist. Șeful mașinist este foarte bine pentru ceea ce face, că este și el artist în chestia asta. Dar unul e pe treabă, altul este pe treabă. Trebuie să ne vedem foarte bine competențele și mai ales să ne declinăm limitele. Pe ce faci, bă, lucrezi cu toporul pe sufletul poporului român? Ăștia care vin acum cu educarea și toți în 30 de ani de bat jocuri la patru seama, au sezizat care este această taină, această, cum să zic, imponderabilă, care se numește suflet. Și nu mai vis-a-vis de sufletul poporului român, vis-a-vis de sufletul tuturor popoarelor. Faci comunitate sau faci comuniune, mă? Și atunci, cum să zic, ești o persoană responsabilă, zici, ce faceți, mă, ne băgați iară la borcan așa, ne uniformizați ca pe bolșevism albastru.
chiar așa mimăm diversitatea, ne facem că putem, pe scena teatrului se poate întâmpla absolut orice, pentru că suntem liberi să ne exprimăm. Ce experiență ai tu în toată chestia asta? Vii cu mâinile murdare de la morgă și intri direct în bloc operator? Doctorul se spală pe mâini. Sunt lucruri de maximă igienă când, pentru că este o responsabilitate acolo. Și actul artistic este o operație pe cord, operație pe sistemul nervos. Nu poți să-ți permiți să faci absolut orice. Acest moment, 29 noiembrie, a însemnat cu adevărat lăsarea cortinei pentru dumneavoastră sau veți continua în alte proiecte? Eu am plecat cu teatru după mine. Nu m-am confundat cu clădirea, am și spus. Din moment ce a devenit o clădire, să-și vadă de arhitectura lor și de să o umple cu ce vor. Eu voi duce cât voi putea ca să pot să-i bucur pe oameni. A scos acest spectacol, acest unul fantastic, care este cel mai cenzurat spectacol din România. Îi rup afișele, îmi distrug de la vânzare, spun că nu se vând. Dar atunci când îl nimeresc și îl prind, publicul este extraordinar. Și asta este bucuria mea. Pentru că am ajuns să fiu așa ca Dudaev, pe unde ajung, pe unde să pot să joc, să vine publicul de o anumită factură, de o anumită calitate. Iar reacția lui este teribilă. Este teribilă. Și atunci știu că am și pentru publicul acesta să merg până la... spunea Sfântul Proroc Ilie, acest rest de popor. Deci și rest de popor este și rest de public. Care nu trebuie lăsat. Trebuie încurajat, trebuie iubit, trebuie mers până la capăt. Pe ceilalți părătăciți îi aștepți. Dar le și strigi. Ce faceți, mă? A fost Nicolae Hartmann, un mare estetician și unul din mari gânditori germani. Felul de a râde a unui om poate să-ți vorbească de întregul parcurs al vieții lui. Felul de a râde a unui om îți vorbește de parcursul întregii lui vieți. Uitați-vă de cum râd ăștia, cum se hăhăiesc. Intrați pe YouTube să vedeți la săraci ăștia cu stand-up comedy, la ce se hăhăiesc. Și cum râd. Felul de a râde. Și vezi traseul vieții, mic. Ăla spune niște infecții pe scenă, niște porcării, niște ori de șa, se hăhăiește. Zice, ce frumos, e genial. Eu mi-am dat seama că începe procesul de cretinizare a României când au început aia prin 91-92, ne dădeau familia Bandi la televizor cu râs pe bandă. Spuneau ei când să râzi, domne. Nu mai râdeai tu, nu mai aveai tu actul de descifrare al tău. Spunea United States când să râzi. Și asta nu zic cu bătaie de joc la adresa poporului american, ci mă refer la industria aceasta de imbecilizare. El spunea, îți confiscați chestia asta. E... cum să zic, studiul, repet, de antropologie, de umorul, domne, umorul. O țară tristă, plină de umor. Între tristețe și umor, din această stranie și paradoxală combinație, iese profunda și intraductibilă melancolia poporului român. O țară tristă, plină de umor. De umor, zicea Părintele Stăniloae, cel mai bun discurs. Dom'le, ce definiții, ce căuta, domne, acest imens teolog, acest sfânt, să dea definiții la umor. Și iese el acolo din Sinaxar și zice, umorul este cel mai bun discurs pentru poporul român să facă față greutăților și dușmanilor. Este un fenomen de putere al comuniunii, de a fi dinpreună. E un liant. Eu când mă duc și le vorbesc cu oamenilor și zic, vedeți că râdem toți de același lucru, ne-am legat, zic, derbedeii ăștia ne disipează și noi ne legăm pe valori comune. Tudor Vianu în Estetica din 1968 spunea, comicul este o emoție socială, râdem dinpreună, dar hai să vedem de ce râdem. Maestre, eu vă recomand să nu ieșiți din teatru pentru că e clar, aveți multe de spus, iar timpul nu va ajunge. Timpul emisiunii noastre este limitat. Mi-aș dori totuși ca ceea ce ați spus aici să fie doar o părere a unui om care vede lucrurile mai pătimaș. Mi-aș dori să vă cataloghez așa, ca un pătimaș.
Și sper ca tot ceea ce ați spus aici să fie doar o piesă de o factură mai dură și care să nu aibă legătură cu realitatea. Mi-aș dori din tot sufletul ca ceea ce ați spus astăzi în această emisiune să fie doar un alt spectacol de-al noastră. Înțeleg gradul acela de bun simț. Vii, domne, într-o emisiune peste un om și tot îi dai cu toporul așa, dar eu profilaxie, a vedea înainte și preventiv. Nu, n-a fost un spectacol de teatru, nu este o părere, este credința mea și este strigătul meu de disperare la această alunecare catastrofică care este cu România. Un artist și o adevărată conștiință, dacă este responsabil, cinstit și cu fața spre Dumnezeu, atunci când poporul lui o ia la vale, strigă. Eu asta am făcut. Luați-o ca pe o piesă de teatru, că ceilalți o să știe cum eu o să o ia fiecare. Să vă faceți artiștii și repertoriu care nu numai să placă, ci să folosească ca aceste țări ca să se revină. Mă retrag de pe scena Teatrului Național ca să revin în sufletul poporului român.